Farul este una dintre echipele în formă în acest început de campionat, chiar dacă vine după o înfrângere 0-2 la Chindia. Echipa lui Cică Hagi a făcut meciuri bune până acum, are doar 2 înfrângeri în 9 meciuri, iar pe propriul teren este invincibilă, având 4 victorii din 4 partide. Farul abordează partida de duminică de pe locul 5 al clasamentului cu 15 puncte adunate. CS Mioveni este înaintea începerii meciului de duminică cu 10 puncte adunate în 9 partide disputate. Galbenverzii au jucat de 5 ori în deplasare până acum și au obținut 2 victorii. Ambele echipe au același număr de puncte adunate în ultimele 5 etape, câte 2 victorii și o remiză, suferind alte 2 înfrângeri, însă diferența este făcută de formă, pentru că argeșenii nu au mai câștigat de 3 etape și nu au mai luat punct de 2 etape, în timp ce gazdele de duminică au în ultimele 3 etape o victorie clară la ultimul meci acasă și încă o remiză la FCU Craiova. O deplasare grea împotriva unei echipe care probabil are cea mai bună posesie din Liga 1, o echipă care pasează mult, are răbdare în construcție, place să aibă mingea și, așa cum am spus, ne așteaptă un meci dificil. O echipă care a înscris la ultimul joc acasă din campionat 5 goluri împotriva Clinceniului, o echipă care foarte ofensivă. E adevărat că, la fel ca și noi, au ieșit ieri din Cupa României după un joc împotriva celor de la Sepsi. Dar asta nu înseamnă că echipa domnului Hagi nu este o echipă foarte, foarte redutabilă, în special pe teren propriu și oriunde încearcă să-și impună conceptul și stilul lor de joc. În continuare sunt problemele noastre medicale cu care ne confruntăm, sunt semne de întrebare la Scarlatache, la Vană și la Rădescu. Vom vedea dacă ei vor fi apți până la orașul. Un lucru bun poate fi faptul că Blănaru este aproape de revenire, s-ar putea să facă deplasarea. Punct sau puncte sperați de la această deplasare? Orice ne ajută, în afara înfrângerii. De peste tot încercăm să acumulăm puncte pentru că fiecare punct contează. Cele 2 echipe s-au mai întâlnit în această vară la un amical la Brașov.